Armedica este cea mai mare expoziție de profil medical din vestul țării și una dintre cele mai importante la nivel național. În cadrul expoziției, pe lângă standurile unde se poate consulta oferta de bunuri și servicii medicale, sunt organizate simpozioane, congrese, conferințe și workshop-uri cu teme medicale pentru medici generaliști, specialiști, stomatologi, medici de familie, medici veterinari, tehnicieni dentari, farmaciști și asistenți medicali. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad este prezentă și la această ediție prin cadrele didactice, medicii specialiști și rezidenți, dar și studenții facultăților de medicină, stomatologie și farmacie. M-am bucurat foarte mult să fie foarte multă lume prezentă în sală și în special studenții noștri. Apoi am făcut o scurtă vizită în expoziție, pentru că mi-a fost dor, recunosc că Armedica este o manifestare de tradiție și cred că orice medic din Arad, absolut fiecare dintre noi mergem cu drag, măcar un pic, să simțim pulsul acestei expoziții. Și apoi am deschis partea manifestărilor medicale împreună cu Colegiul Medicilor din Arad, pe partea de medicină generală, urmând ca acum să participăm la secțiunea de lucrări care va începe imediat. Și m-am bucurat să fim într-o prezență de vază, atât președinții celor două colegii profesionale, și ne-am bucurat pentru că este o energie pozitivă, sunt foarte mulți tineri și asta înseamnă că această manifestare de tradiție merge mai departe. Colegiul Medicilor a fost co-participant la conferința Armedica. Armedica fiind un târg de aparatură și medicamente care se desfășoară și are o tradiție de ani de zile în Arad. Colegiul Medicilor a participat prin acordarea de credite referitor la activitatea de susținere a conferințelor care sunt creditate pentru dezvoltarea profesională a medicilor. Conferința Armedica din Arad devine o oportunitate pentru studenții Universității Vasile Goldiș, Facultatea de Medicină, pentru a interacționa cu profesioniștii din domeniul medical. În cadrul conferinței, cei care susțin lucrările vor fi cei care le transmit studenților din experiența lor. Mai mult de atât, expoziția de jos din pavilion îi ajută să vadă noile tehnici pentru domeniul lor medical. Vă putem spune că după ce am trecut printr-o criză medicală, prin criza COVID, la nivel european și la nivel național sunt preconizate investiții masive în domeniul sănătății. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență, România primește peste 2 miliarde de euro pentru sistemul medical. În Programul Operațional Sănătate mai avem la dispoziție încă 2 miliarde de euro și cu miliardul care este în acest moment în un împrumut de la Banca Mondială, putem să spunem că România are o mare oportunitate de a investi în sistemul de sănătate peste 5 miliarde de euro. Asta înseamnă că ne pregătim ca instituțiile noastre, spitale municipale, județene, clinici, să fie dotate, să crească profesionalismul medicilor și să dăm speranțe cât mai mari oamenilor din societatea românească. Cât despre acele cuvinte de încurajare pentru studenți care urmează să devină medici? În cadrul discursului meu am vorbit despre faptul că în momentul în care vor finaliza facultatea de medicină, vor deveni conducători pentru domeniul lor și trebuie să învețe să comunice pe vertical în jos cu pacienții, pe vertical în sus cu cei care coordonează peste ei sistemele de sănătate, pe orizontală cu partenerii care o să-i ajute în actul medical, și această comunicare trebuie să aducă liniște pacientului, încredere că poate să treacă prin boală și poate să dea o speranță de viață pentru viitor. De aceea, nu doar medicina, ci toate formele de învățământ superior pregătesc conducători care, la rândul lor, pot să conducă și să dea speranță oamenilor.
În cadrul conferinței vor fi prezentate lucrări științifice care abordează teme din activitatea medicală și chirurgicală.